Tot. Aflăm mai Saluciu. În Gereleu. Da, stăm aici. Este triunghiul roșu. Ne dăm fața. Da, ne dăm trecut de fața. Am citit de pe triunghiul. Da. Acolo este pădurea. Să mergem pe lângă pădure. Sunt să dăm de un șant. Și la capătul șantului. Uite, mă trec pe lângă el. Acolo e. Papa. Punctul 38, prin tabel, prin post 38, avem trecutele de compostare de pe hartă, compostăm și construim varianta de postul motor 2, ne dăm fața, prindem, trebuie să prindem o botecă pe lângă Ați încet. Hai să vedem. Mergem până când dăm de o bază. Să mergem și pe aceasta. Am să trec pe acest șant. Îl vedem acest șant. Vedem ce este hata. Să vedem și pe hartă, undeva în stânga trebuie să fie codul 39. Am dat pe hartă 39. Hai chiar și cele două bărți naștii, ceva de genul și între ele, dată 139. Vedem? Liniile de nord ale hărții, cu care am direcția, aceasta e direcția, iau repere, copaci, după primul reper, iau al doilea reper, aceeași direcție și prindem linia de direcție. Acum încerc ce linia asta, o vizită direcția. Dacă cumva greșesc, ar trebui să mă prindă zona din spatele postului 3, să am o poiană cu un gard. Chestia aia nu este pe hartă, dar ca asta e harta de fiind tocmai actualizată, dar asta n-ar trebui să fie o problemă. Un șant. Da. Deci un șant, să vedem și pe hartă. De cum? Chestia aia cu negru de pe hartă este tocmai acest buncăr de beton. Și aici se află postul codul 40 în tabel codul 40. Îl compostăm la căsuța a treia. Acum construim varianta de la 3 la 4. Vom trece pe lângă. Facem. Alegem să prindem poteca de pe lângă și să ținem direcția cu o vidă
ar trebui să ocolim această zonă, această clădire împrejmuită, care nu se află pe hartă, dar asta nu trebuie să ducă în eroare. Lanșant, ar trebui să regăsim pe hartă. Că are tocmai acea clădire de cea. Deci 1, care este, cum postăm în căsuchea 4, postul 31. Facem varianta de la 45, în urmă partea, ieșim în Poiana, luăm la dreapta, undeva lângă baza ancorilor care țin stâlpul, se află un copac specific, pe acolo trebuie să fie postul 5. Am tot aici trebuie să se vede deja baza ancorii de la Leu. Ce? Da? Și copacul nostru specific, pe acest vreț, o fi stejar. E postul 5, care are codul 32. Ia uite, postul, codul 32, este bun. Am fost un testat acolo, numărul 5. De aici, ultima variantă, este postul 6. Postul 6, deci interceptăm releul, drumul de lângă releu. Este un alt copac caracteristic. Am să tai de-a dreptul, de aceea, deoarece se vede deja gardul. Așa că se are codul 34. Codul 34. Am fost un încercat cu numărul 6 de la postul 6, facem variante către 7. Trece prin această pădure, ca să facem un odaj cu direcție. Eu am să merg pe marginea pădurii, am să urmăresc marginea pădurii până când se vede postul 7. Da, haideți! Numărul 7. Bun. Facem înțeleg varianta acum de la postul 7 către postul 8. Urmăm harta. Facem o viză. Da? Vedeți cum revine. Vine între 7 și 8 cu marginea busării. Ne rotine în 5. Revedem. Ca și direcție. Încolo să visurăm. Probabil nu am putea merge de-a dreptul. Este un drum care ne intersectăm, pe care este o râpă marcată acolo cu negru. Vom merge pe marginea râpii. Pe drum, cum arăm în această râpă pe care trebuie doar să o ocolim. Râpă destul de adâncă, râpa de pe dealul râpea de la Iași. De aici se vede frumos și releul de pe Bucium. Destul de adâncă, nu vă băgați acolo. Nu dați dreptul. Poate un colin. Nu vrea să vizitez dinăuntru. Noi vom ocoli. Vom merge pe lângă această
această linie de curent și vedem deja și semnele postului nostru. În defiș, nu e sigur, e capăt. Acolo e postul nostru. 8, codul 37. Să compostăm. Într-adevăr, este codul 37. Compostăm încă atâta. Atent cu postul 8. La postul 8 facem o viză. Aliniem 8 cu 9. Ne rotim. Facem viză. Oricum ne putem folosi și de aceste linii de curent pe care le urmărim. Am fost 36, încă stăm de 3, 9, 1, am fost 9, 30. Ce faci, bobina? Căsuța numărul 10. Aici cine ne stăm spre sosire? Finish! Hep, hep, hep! Hep, 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 hep! Și am sosit.